Bună, dragii mei, și bine ați venit într-un nou video, dacă sunteți noi aici pe canal. Bună, numele meu este Alina, trăiesc de peste 11 ani de zile în Statele Unite, sunt locată lângă undeva, lângă Miami, în suburbiile Miami-ului. Și nu de mult a fost ziua mea, așa că videoul de astăzi este despre ce am primit de ziua mea și, totodată, sunt reducerile de vară peste tot, cred că prin lume, așa că am fost la cumpărături și mi-am mai cumpărat una alta. Avem de la cosmetice până la haine, până la costume de baie. O să vă prezint costumele de baie în final, majoritatea lor sunt de pe Shein, luate la un preț foarte, foarte bun. Și da, avem accesorii, avem de toate. Așa că să nu mai stăm să-i dăm drumul la acest video. Înainte însă de a începe acest video și nu o să vă arăt una alta, vreau să fac aici un disclaimer, că nu vin în fața voastră să mă dau mare. Mie îmi face plăcere să filmez videourile acestea pentru voi. Îmi place să mă uit la alte videouri de genul acesta și în principal acest video este despre inspirație, dacă trebuie să luați un cadou cuiva, ce cadouri să faceți și e așa, just for fun. Pentru că m-am gândit mult dacă să fac acest video sau nu, cu toate că o să vedeți că nu am primit foarte multe cadouri, dar știu că toată treaba asta este subiectivă, însă o fac din pură plăcere. Vreau să împărtășesc cu voi idei și de cadouri și de outfit-uri și de toate. Ok, acum că m-am scuzat, haideți să trecem la videoul de astăzi. După cum vedeți, am aici câteva piese, mai am și în partea de jos, am cosmetice pe care voi nu le vedeți. Și hai să începem cu cosmeticele. De ce nu? Cosmeticele le-am primit cadou de la prietena mea. În majoritatea lor sunt produse de la Charlotte Tilbury. Ah, ce greu mi-e să pronunț acest brand. Întotdeauna, nu știu de ce. Și eu am câteva produse de la acest brand, nu foarte multe, însă tot ce am încercat până acum mi-a plăcut la maxim. Și acum am primit mai multe, să mă bucur de ele. Avem foarte multe produse, hai să vă arăt așa. Astea toate de aici, dar hai să începem unul câte unul. Da? Una aici mai aproape. Hai să începem cu această cremă. Se numește Magic Night Cream. Beauty Sleep in a Cream Elixir. Cam ceva de genul acesta arată. Acum, înainte să încep, probabil că ambalajele vă par așa un pic nu în cea mai bună condiție. Vreau să povestesc întâmplarea. So, am ieșit În weekendul în care a fost ziua mea, am ieșit la un restaurant în West Palm Beach împreună cu prietenii mei. Prietena mea mi-a făcut așa un pachet frumos cu toate cadourile de aici, pus într-o pungă frumoasă, ambalată super frumos, tot pristin era. Și ne-am pus afară la o terasă. 5 minute după ce ne-am pus afară pe terasă, a început o ploaie teribilă. Noi aveam o umbrelă foarte mare și ne-am hotărât că să stăm în, nu în ploaie, dar afară, pentru că aveam umbrela aceasta protectivă. E, și eu mi-am pus cadou jos. Și m-am uitat eu să văd dacă plouă sau nu plouă și mi se părea că nu plouă. De, după ce noi ne-am luat cu mâncare, am mâncat pizza, am mâncat salate, am băut un cocktail, ne-am simțit bine. Când să plecăm acasă, punga de cadou era de hârtie. Când am luat-o, toate cadourile mi-au plecat pe jos. Salvarea care credeți că a fost? Ei bine, aveam o pungă de pupu pentru Luna. La mine în geantă, Luna nu era cu noi, Luna era singura acasă, dar punga aceea de pupu m-a salvat, pentru că am luat toate cadourile, le-am pus în punga de pupu și așa m-am plimbat prin centrul West Palm Beach-ului, un loc plin de bogăție, eu și împreună cu punga de pupu bag. Da, cam asta s-a întâmplat, așa că de asta poate că vedeți că ambalajele nu mai arată așa de pristin, pentru că s-a întâmplat o întâmplare. Crema aceasta este o cremă de noapte, am încercat-o și mi-a plăcut, fai, maxim mi-a plăcut. Deci, pe lângă faptul că miroase absolut divin, miroase a un ceai de tei, nu știu ce, între un ceai de tei și jasmin, ceva de genul acesta,
Însă, atunci când ți-o pui pe față, crema asta are așa o consistență de ceară de albine, ceea ce se lipește bine de față, dar într-un mod foarte plăcut. Deci mi-a plăcut maxim. Odată am folosit-o, aștept să mi se termine crema pe care o am acum și apoi ca să nu le folosesc pe toate în același timp, pentru că de obicei îmi place ca o cremă să o țin pentru mai mult timp ca să văd beneficiile, dacă îmi place, dacă tenul meu o acceptă, cum se comportă și așa mai departe. Iar dacă amestec toate cremele de la toate brandurile, atunci nu o să mai știu ce și cum. Și da, cam așa arată înăuntru. Asta este cum am folosit-o eu odată, dar mi-a plăcut la maxim. Deci la maxim, la maxim. Așa că de-abia aștept să termin crema actuală ca să începe aceasta. Tot de la Charlotte Tilbury avem aici un Magic Serum Crystal Elixir. Mă face cu 93% younger. Așa spune aici. Mă face cu 93% mai tânără. Cred că asta ar însemna că undeva pe la vreo 2-3 ani să mă transform. Mama vine acasă, trebuie să ai grijă de mine, dacă mă faci așa de tânără cu 93%, nu, vă închipuiți. Da, și pe ăsta l-am încercat odată, mi-a plăcut foarte mult. El așa arată, ceva, și are o pompiță aici, dacă desface, pe bază de pompiță și pe urmă când e ca o pipetă, cât de fascinant e. Da, l-am încercat, mi-a plăcut, cu serumurile, miroase foarte fain cu serurile. Miroase foarte un pic citrusy, dar nu foarte, miroase așa acurat, foarte, foarte fain. Cu serumurile nu-ți poți face o părere după ce l-ai folosit odată, trebuie să-l folosești pentru un pic mai mult timp, dar eu acum trebuie să-mi termin serumul pe care l-am de la Shiseido și după ce-l termin pe acela o să-l încep pe acesta. Ok, să continuăm tot cu Charlotte Tilbury. Eu repet acest brand ca să pot să-l pronunț, pentru că de fiecare dată mă chinui foarte mult să-l pronunț, nu știu, parcă mi se împleticește limba în gură. Așa, ăsta este un Film Star Bronze and Glow. So, hai să vă arăt cum arată. Foarte generoasă a fost prietena mea, adică era suficient să-mi cumpere decât, nu știu, o cremă. Bine, era suficient să nu cumpere nimic, dar m-a răsfățat în modul cel mai, nu știu, cel mai mare. Mi-a cumpărat atât de multe lucruri că am fost așa, zic, oh my God, și încă unul, și încă unul, și încă unul. No, so, mulțumesc, mulțumesc, Ana, știu că te uiți la videourile mele. No, aici avem bronzerul, care de fapt eu nu cred că este un bronzer, pentru că bronzerul este mult mai, are o culoare mult mai închisă la culoare. Eu cred că ăsta e mai mult ca un highlighter, ceea ce mie îmi place foarte mult, pentru că acum de când mi-am făcut culoarea și știu ce culoare sunt și știu că o să, nu v-am spus încă, pentru că vreau să fac un video special cu asta în care să vă dezvăluiesc culoarea și să vă spun ce decizii am luat eu în acest sens, să vă spun ce make-up folosesc acum, că știu ce sezon sunt și așa mai departe, însă sezonul meu nu poate să poarte bronzer, dar poate să poarte highlight și ăsta, nu, contouring și ăsta este highlighter. Da, super, vedeți lumina mea, ok. Da, îmi place super mult, pe asta nu l-am încercat, dar arată glorious. Poate o să-l port astăzi. Astăzi este 4th of July, people. 4th of July și eu cu Ciprian și cu Luna avem de gând să mergem într-un oraș în Delray, să bem ceva, să stăm pe plajă, să vedem artificiile, nu știu, să ne simțim bine. Așa că, de ce nu, poate că am să folosesc acest highlighter pentru că este sărbătoare. Ok, ultimul produs de la Charlotte Tilbury, ce bine am spus, este un Instant Magic Facial Dry Sheet Mask, care hidratează, face pielea să fie mai smooth, îi aduce brightness și reduce ridurile. Bineînțeles că nu am folosit-o, dar ceva de genul acesta arată, oricum se simte înăuntru masca, așa că de-abia aștept să fac spa la mine acasă, să văd cum este. N-are cum să fie decât bună, că brandul acesta nu scoate decât produse amazing. Așa? Și ultimul produs pe care l-am primit este acest lip palm de la Tarte. Pe asta l-am încercat
Și este sub, culoarea este asta. Ia să mă încerc. Ruj peste ruj, de ce nu? Și ce am observat când îl folosești, are un pic de mentă sau nu știu ceva, că îți face buzele, cred că ți le mărește puțin. Apare așa o senzație din asta de, ca și cum te mănâncă buzele puțin. Cred că ți le irită, dar bine, la modul cel mai plăcut. Deci nu te doare, nu absolut nimic, dar cred că cumva ți le mărește. Nu știu, nu m-am uitat în oglindă, dar senzația este super faină și este super hidratant. Deci super, super hidratant și plus că apeși așa pe buton ca să iasă mai mult ruj. Ia, fancy! Așa, gata, am terminat cu cosmeticele. Hai să trecem la accesorii. Hai să vedem ce avem în cutia asta. Cutia asta este un cadou de ziua mea, tot așa, de la Ciprian. Și știa el că am nevoie de niște papuci de vară, că totuși trăiesc în Florida, dar niște papuci la modul mai elevat, adică nu vroiam papuci din aia de plastic cu degetele, știu să se face așa degetele să se dividă. Nu, vroiam ceva de piele și vroiam ceva alb. Așa că Cipri mi-a luat acest cadou, dar hai să vă arăt ce este înăuntru. Da, așa de fancy este că vine cu propria propriul săculeț de încălțăminte, că avem încălțăminte înăuntru. Pe asta l-am purtat și acum îmi dau seama că am eticheta pe spate. Bravo, Alina! Să nu faceți așa cum am făcut eu. O să le iau acum. Dar, da, aceștia sunt papucii mei elevați de la Valentino. Știți că sunt două Valentino. Este Valentino Galliano sau nu știu, ceva de genul ăsta. Și este Valentino, ăsta este Valentino de Mario, cred că. Sau e Valentino? Nu știu, sunt confusing. Unii sunt mai scumpi, unii sunt mai ieftini. Eu am impresia că ai mei sunt varianta mai ieftină și sunt două branduri total separate. Dar asta nu face cu să-mi plac mai puțin sau ceva de genul acesta. Nu, îmi plac super mult. Sunt albi, se asortează cu orice de vară. I love them. Mi-am dorit de ceva timp și iată că de ziua mea i-am și primit. Da, super, super fain. Și să știți că sunt comozi. La început mi s-a părut că sunt un pic cam strâmți aici, mi s-a părut un pic rigizi, dar fiind din piele 100%, atunci pielea mi se pare, i-am purtat un pic în casă înainte și s-au lăsat imediat. Așa că nu fac griji, cu siguranță o să-i port pentru foarte mulți ani de aici înainte. Sunteți curios să vedem ce avem aici. Bineînțeles, avem ceva de la Kate Spade și după ambalaj, după modul cum este ambalat, bineînțeles, este tot așa un cadou de ziua mea. Hai să vedem ce avem aici. Ok, mi-au picat pe jos, sper să nu le ia Luna. Luna, să nu iei hârtie de aici, înțeles? Bine, mami! Dar hai să vă arăt, să nu mă mai țin în suspans. Ia uitați ce am primit. Este o poșetuță super, super drăguță. Asta este fața. Este așa de pus pe umăr. Și este foarte, este mică, dar foarte încăpătoare. Deci, înăuntru este foarte, foarte încăpătoare. Dacă vedeți aici, are și din astea pentru credit carduri. Avem și un buzunăraș mare aici și, bineînțeles, compartimentul principal care acum este cu tot felul de hârtii aici înăuntru. Dar, nu, ceva de genul acesta arată. Super, super drăguț. Ia, să vedem. Așa, și ceva de genul acesta. Știți că acum se poartă gențile un pic mai sus, deci nu se mai poartă așa picate în jos. Se poartă un pic mai sus, ceva de genul aici. Sau asta înseamnă că va mai trebui eu probabil să mai dau niște găuri aici, să o port pe undeva pe ceva de genul acesta.
dar este bine pentru că se poate ajusta de aici, dar este super drăguță, nu-i așa? Luna se uită la mine și nu știe ce îi se întâmplă. Cred că voi o vedeți un pic mai gri în imagine și este gri, dar parcă are o tentă și un pic de albastru. Dana, foarte drăguță, foarte simpatică. No. Mulțumesc prietenei mele care mi-a luat-o. Hai acum să trecem în partea asta de aici și să vă arăt ce cadou mi-am făcut și eu mie cu ocazia zilei mele de naștere, de ce nu? Okay. Primul lucru pe care mi l-am cumpărat este acest maieu de la Banana Republic. Banana Republic este un brand american. Sunt împreună cu cei de la Gap, numai că Banana Republic este un magazin cu haine mai clasice, mai de birou, mai așa, mai clasic este gândul, nu neapărat elegant, cât clasic. Dacă auziți ce tropăieturi, este Luna. Știți că se poartă acum iar maieurile astea super, super mult și am vrut și eu unul, bineînțeles. Iar al meu ăsta de aici este și din in, dacă nu mă înșel să văd dacă este 100% din in. Nu, este 52% de in și 48% poliester. Dar oricum se simte foarte plăcut pe piele. Este un pic transparent, dar să știți că nu prea transparent și m-am bucurat mult să îl găsesc. Și ținând cont de faptul că acesta este un video așa cu ce am primit de ziua mea plus ce mi-am cumpărat de la reduceri, ei bine, să știți că acest maieu îl găsiți la Banana Republic la $20. Este redus. Este redus super mult. Să vă spun poate cât era prețul original. Prețul original era de $45, dar acum cu reducerile de vară, l-am comandat online de la ei de pe website și l-au avut la super preț, $20. Și, vorbind de Banana Republic, vorbind de reduceri, mi-am cumpărat și această pereche de pantaloni, care inițial a fost $100, perechea aceasta. Cum se poartă acum, așa mai strâns sus, așa cum tailored și jos mai larg. Știu că nu o vedeți, dar o să mă probesc cu ei ca să vedeți exact ce și cum. Și îmi plac extraordinar de mult. Sunt cu talie înaltă și cu partea asta de aici de jos foarte așa evazată, să o numim așa, foarte largă. Și ăștia, dacă nu mă înșel, ia să vedem, știu că au consistență de in. Asta s-ar putea să fie o combinație între in și bumbac. Da, deci are 52% in și 45% bumbac și 3% spandex. Ceea ce pe mine mă încântă foarte mult, chiar combinația între in și bumbac îmi place mult mai mult decât inul. Știu că ei sunt foarte șifonați pentru că i-am comandat online și mi-au venit prin poștă și poștașul nu știu ce a fost, mi-a băgat o cutie de poștă și a stat acolo vreo 24 de ore într-o umiditate maximă, așa că trebuie să îi calc, bineînțeles, înainte să îi port, dar și trebuie să și îi duc la croitoreasă, cred că să mi-i facă mai mici, pentru că sunt foarte lungi de mine, dar am niște idei super despre cum să port această pereche de pantaloni. Are și buzunare aici, are și pense, dar pensele mi se par foarte bine făcute și da, îmi plac super, super mult. Tot așa, au fost la reducere. Prețul lor original este de $100, da, de $100, dar eu am luat la 50% reducere, așa că i-am dat pe perechea asta $50. Dacă vă coafează, dacă vreți să vă cumpărați aceste pereche de pantaloni, trebuie să căutați white linen pants, long pants, și atunci o să vedeți că se avertizează pe pagina de Google. Dacă intrați direct pe Banana Republic pe website,
pe website nu găsiți acești pantaloni. O să avertizeze acolo pantalonii de in, dar la preț întreg. Nu știu care este treaba, eu îmi căutam o pereche albă de in și am intrat pe Google ca să văd ce firme vând așa ceva și am găsit pe așa de la Banana Republic și apoi am mai intrat încă o dată pe site la Banana Republic să-i mai văd încă o dată după ce mi-i comandase și nu i-am găsit nicăieri. Deci, chiar și ăsta mi se pare că tricoul, mai eu de fapt, l-am găsit la ei pe website, dar pantalonii nu îi găsisem, deci nu vor să-și avertizeze ca să nu... Anumite persoane poate să, nu știi, nu-i interesează cât costă și atunci își cumpără la preț original de $100, dar nu, acum salvați $50. E salvat jumătate din bani, adică hello, nu? E ceva. O să încep cu chestia asta din spate. Vreau să vă prezint așa întâi ce am primit de ziua mea și apoi trecem și la piesele celelalte. Acum, tot așa, de ziua mea, de la prietena mea, am primit acest jumpsuit. Cred că se numește o salopetă. Deci, cum vedeți aici, este foarte, foarte scurtă, se leagă la gât, vine ceva de genul acesta, iar spatele este complet gol. Ce îmi place aici este că aici la spate vă puteți juca cu chestiile astea de aici și le puteți pune în foarte multe, în X sau poți să o pui decât așa și să ai spatele complet gol. Deci te poți juca cu aceste șnururi cum vreți, cum vreți voi. Mi se pare super tare. Asta, bineînțeles, nu știu cât costă, a fost cadou de ziua mea și nici nu vreau să mă duc să mă uit cât costă. Însă, este de la Free People. Free People este un brand care mie îmi place foarte, foarte mult. Deci materialele lor, printurile lor sunt super, sunt fantastice. Ei merg așa un pic mai pe stilul boho. Și cred că acest jumpsuit se duce așa cumva în zona aia de boho. Eu nu port printuri, dar chestia asta atât de bine îmi vine. Deci printul ăsta, culorile, combinația de culori, totul este perfect. Și să nu mai vorbim de faptul că aici este foarte cald, așa că iubesc ăsta cu spatele gol. De-abia aștept să, nu știu, să mă duc la un pool party sau să mă duc așa undeva la ocean să îmi beau un cocktail și să mă îmbrac cu acest jumpsuit sau salopetă, cum se numește în România. Da, este super și materialul, super, super fain și bineînțeles că are și căptușală pe dedesubt. Așa știi că este un lucru de calitate. E, și ultimul lucru pe care l-am primit de ziua mea este chestia asta aici, mică, dar mică, dar astea sunt două piese. Da, este un costum de baie care are această culoare super, super frumoasă. Asta este așa un bandeau și da, dacă credeți că este foarte mic și minimalist, aveți dreptate, este mic și minimalist, însă l-am pus pe mine și îmi vine foarte, foarte bine. Asta este topul și acestea sunt, nu știu care e fața, care e spatele, ăsta e spatele și aici este fața, asta este fața. Pare foarte cheeky, foarte, foarte decoltat, dar atunci când îl pun pe mine, da, este foarte jos, dar să știți că e, nu știu, adică mă simt confortabil în el. Când l-am văzut pentru prima oară, mi-a plăcut extraordinar de mult, dar m-am gândit că o să fie așa prea mult, că o să fie prea dezgolit. Însă atunci când l-am pus pe mine, vine super, super tare. Iar culoarea este, este absolut fenomenală. Este de la brandul ăsta Jade Swim. Și nu știu mai multe, nu știu cât costă, nu știu mai nimic, pentru că nu l-am primit de ziua mea. Dar dacă vă place, îl puteți găsi pe site-ul Revolve. Revolve este un site de aici din Statele Unite cu haine, spune eu, cu prețuri medii și mari. Dar toate modelele de acolo sunt absolut fantastice. Găsiți acolo de la rochi până la pantaloni scurți, până la bluze, până la costume de baie și mult mai multe alte lucruri. Este o firmă foarte mare din Statele Unite. Foarte populară, cu branduri una și una. Adică un brand, două branduri, cu un brand unul și unul.
așa se spune. Și da, m-am făcut cu un costum de baie. Aici în Florida nu poți să ai prea multe costume de baie, pentru că oceanul este la vreo un sfert de oră de mers cu mașina și piscina este la 5 minute de mers pe jos. Și bineînțeles, avem prieteni cu piscine, cu case cu piscine și așa mai departe, așa că vara cam pe acolo ne facem veacul sau cel puțin ar trebui să ne facem veacul la piscină, pentru că viața de obicei este aglomerată, așa că chiar dacă credeți că eu aici în Florida stau la piscină în fiecare weekend, e bine, realitatea este alta, dar ăsta poate să fie un alt video. Ok, hai să continuăm! Ok. Ei, și cam asta am primit de ziua mea, dar nu vă îngrijorați, videoul continuă. Am fost chiar ieri, da, ieri am fost la cumpărături. Am fost în mall la Aventura, că am vrut să vă știam că sunt reducerile de vară și am vrut să văd ce lucruri mai au prin magazine, ce branduri au mai apărut, care mai este moda in town. Așa că, bineînțeles că n-am putut să vin de la cumpărături cu mâna goală, nu-i așa? Hai să începem. E, și mi-am luat acest maieu. Știu că este șifonat, dar așa de fain îți împachetează vânzătorii de aici din state ce îți cumperi, încât acasă trebuie să îl duci la curățătorie, pentru că sunt pline de note cute. Ai, șifonat total, dar nu-i bai. E, mi-am luat acest maieu, l-am găsit la reducere, de la un brand care mie îmi place super mult. Se numește Scotch and Soda. Scotch and Soda este un brand din Olanda și cred că, cumva, nu știu dacă este un magazin Scotch and Soda în România, dar cred că este un mare magazin care ține mai multe branduri și s-ar putea ca Scotch and Soda să fie acolo. Eu mai am acest maieu și pe un alb bejuliu, așa, un alb culoarea untului. Așa că, acum mi-am mai luat încă unul pe culoarea asta roz absolut superbă. Și ce îmi place este în felul următor. Aici pe față avem materialul ăsta care este așa un pic shiny, dar pe spate este un material mult mai ca un fel de tricou, dar foarte, foarte subțire. Și iar trebuie să apreciem faptul că avem chestia asta de aici care permite să-ți reglezi spaghetti strap, ceea ce este foarte, foarte bine, pentru că atunci când l-am probat, îl probasem așa, era foarte strâns și îl probasem de sus și mi se părea așa prea mult material. E când i-am mai dat așa drumul și a devenit un pic mai lejer, parcă s-a schimbat tot look-ul la acest maieu. Și maieurile astea, vă spun așa o chestie, pe mine, oricum, eu mi l-am cumpărat, dar nu mai sunt în trend. Acum, în trend, sunt aceste maieuri. Mă va opri să port și maieul acesta? Bineînțeles că nu. Dar vă spun așa ca și idee, dacă nu aveți un tricou, un maieu de genul acesta și vreți să fiți în trend cu moda, să știți că ăsta este în trend cu moda, ăsta cică mai puțin. Și nu v-am spus cât am dat pe el, înainte să-l pun la loc. Prețul original al lui a fost de 78 de dolari și eu l-am luat la 23 de dolari. Boom! Am făcut un deal super bun, pentru că brandul ăsta nu este cel mai ieftin, dar eu tot, absolut tot ce mi-am cumpărat de la ei, calitate absolut fenomenală. Ciprian are foarte multe tricouri, foarte multe perechi de pantaloni, chiar și încălțăminte de la ei și toate sunt absolut minunate. Adică mai eu ăsta sunt sigură că o să-l am și peste 10 ani de zile. Așa de fain este. Celălalt mai eu pe care l-am de v-am spus eu că este culoarea untului, cred că l-am de vreo 6 ani de zile, cel puțin, și arată ca nou. Deci se merită investiția și mai ales dacă le găsiți la reducere. Wow, și ce avem noi aici? Guys, asta este afacerea vieții, afacerea vieții. Am găsit acest sacou.
într-o culoare absolut fantastică, deci absolut fantastică, de la H&M. O să spuneți, bine, Alina, este H&M, bineînțeles că este ieftin. Da, este H&M, dar este 100% de in. Deci, partea asta de aici este 100% de in. Este un sacou. Știm cu toții, sacourile costă o grămadă de bani și este foarte bine croit. Prețul original a fost de 64-65 de dolari. By the way, eu cum vă spun, prețurile toate sunt în dolari, da? Deci, ca să se înțeleagă, că știu că audiența mea este din România, poate, sau din Europa, sau am și oamenii în state, hello, hello everyone, dar nu, ca să știți la ce mă refer. Și am dat pe el 36 de dolari, 36 de dolari pe un sacou care arată absolut superb și îmi vine absolut fenomenal. Am așa o idee foarte fancy de a purta acest sacou, dar o să vă arăt eu, o să vă arăt acum cum vreau să îl asortez. Absolut fantastic, absolut. Hai să-l provăm așa, punem un altă. Eu o să mi-l suflec întotdeauna, pentru că aici fie vară, fie iarnă, în Florida, este super cald și nici nu vreau să am foarte mult material pe mine, pentru că eu fiind mică de înălțime, mi se pare că foarte mult material mă face așa ca o bulină, deci în loc să mă înalțe, mă micește și nu vreau chestia asta, dar o să-l port ceva de genul acesta, cu un maieual și cu o pereche de pantaloni de blugi foarte, foarte scurți. Pot să port asta să mi-l și închid. Ce aș vrea să fac este să mă duc să-mi schimb nasturii, pentru că nasturii mi se par așa un pic ieftin, să-mi comand niște nasturi și să-mi înlocuiesc. Cred că ar fi super. Și știu că nu vedeți, dar aș putea să-l port așa cu o pereche de pantaloni scurți pe de sub, dar care să nu se vadă, ca un fel de rochie. Și am eu o curea care este aceeași culoare și aș putea să-mi pun cureaua asta aici și este o ținută super tare de mers seara la un restaurant și este destul de lungă. Bineînțeles, nu aș purta-o așa fără pantalon scurt sau ceva de genul acesta, dar aș vrea ca pantalonii scurți să nu se vadă, astfel încât să dea impresia de o rochie foarte scurtă și cu niște topuri, bineînțeles nu cu rochița asta. Pretindeți că rochița aia de pe dedesubt nu este, dar este absolut fenomenal și culoarea mi se pare că îmi stă super bine și umerii aici îmi vine bine. Îmi place super, super mult și da, bun. Și mă bucură tare mult, chiar îmi căutam un sacou din in. Bine, eu căutam pe alb, dar n-am găsit pe alb. Am găsit un singur sacou pe alb de la Ariția, era 200 de dolari și aș fi dat 200 de dolari, dar nu avea mărimea mea, așa că am zis ok. Și când l-am văzut pe ăsta, am zis, oh my goodness, unde ești în cala mea? Trebuie să fie al meu. Ok, și ultima chestie în materie de, să spunem, îmbrăcăminte, cu toate că apoi urmează să vă prezint costumele de baie de la Shein. Am luat o razna acolo, mi-am cumpărat nici nu știu câte costume de baie, dar multe. 1, 2, 3, 4, 5. 5 costume de baie de la Shein și vreau să vi le arăt și vouă, pentru că știu că Shein livrează în România, așa că dacă sunteți în căutare de costume de baie super fancy, la un preț super acceptabil, atunci stați aproape, pentru că urmează haul-ul de la Shein. Dar până la haul-ul de la Shein vreau să vă arăt această minunăție. Da, este o eșarfă, dar așteptați. Este o eșarfă în aceste culori absolut fantastice. Deci combinația asta de culori este delicioasă, pur și simplu, și cred că culorile îmi vin super bine. Mi-am cumpărat de la Mango. Sunt fericită. Au deschis Mango, un magazin Mango, aici în sudul Floridei, lângă Miami, în Aventura Mall. Și, oh my God, sunt super impresionată și nu mai pot de fericire. Cu
toate că magazinul este un pic cam mic. Eu sunt obișnuită cu mango-urile, cu magazinele mango din România, care sunt mari și care au foarte multe haine. E, aici au început așa un pic mai timid. Cred că încearcă să pună brand așa, să se facă cunoscut aici în sudul Floridei sau în Florida. Cred că este singurul magazin mango din toată Florida, este aici în Aventura Mall. Și mi-am luat această eșarfă. Când am fost, nu m-am putut abține. Asta nu a fost la reducere, a fost 20 de dolari am primit. E, dar ce vreau să fac eu cu această eșarfă? În primul rând, dacă mă duc la plajă, închipuiți-vă că sunt cu părul desfăcut, pot să-mi pun acest și fără coc, pot să-mi prind ceva de genul acesta, mă rog, nu o să exemplific acum foarte, foarte bine, pentru că ăsta nu se vede bine decât dacă ai părul desfăcut, ceva de genul acesta și să stau la plajă, așa, poate să-mi iau și un costum de baie ca să s-ar potrivi cu această eșarfă, ar fi super, dar mai presus decât atâta, ce vreau să fac este asta. Vreau să iau un capăt, așa, în diagonală și cu un capăt îl legi aici. Vă exemplific aici pentru că nu am proiectul încă 100% gata. E, și închipuiți-vă acum că aveți un lanț așa de aur, din ăla gros, așa, pe manelism. Stați, nu închideți videoul, că promit că se transformă în ceva plăcut. E, și lanțul ăla să vină, să-l bag pe aici pe dedesubt la chestie, la eșarfă și să îl leg. Și așa, pe urmă, îmi fac eu un super top. Și cu chestia asta, pur și simplu, o leg la spate. Vin cu acel lanț gros pe aici și mi-am făcut un super, super top care arată super bine. Și după cum vedeți, acel nod pe care l-am făcut eu nu se vede pentru că totdeauna veți pune nodul înăuntru și nu o să mai vadă absolut nimic. Și veți avea așa un top cu spatele gol, perfect pentru vară. Și încă o chestie care puteți, bineînțeles, eșarfă, vă puteți pune la gât, dar asta nu o să menționez pentru că toată lumea știe asta. Ce mai puteți face este să vă luați această eșarfă cu voi într-o poșetă și dacă din întâmplare ajungeți pe undeva pe la plajă și nu aveți prosop, puteți să puneți asta așa pe o bucățică de nisip și puteți să stați acolo măcar 5 minute până admirați valurile mării, valurile oceanului sau ce vreți voi să mai faceți. Dar da, știu că este o simplă eșarfă și eu sunt atât de înnebunită după o simplă eșarfă, dar credeți-mă, îmi caut ceva de genul ăsta de foarte, foarte mult timp. Ok, sunteți gata pentru haul-ul de la Shein cu costume de baie? Hai să începem cu această minunăție într-o culoare absolut fenomenală. S-ar putea să vă doară și ochii, nu de alta. Dar mie mi-a plăcut extraordinar de mult. Deci, hai să începem prima oară cu partea de jos. Este pur și simplu un bottom, așa, un kilot absolut normal, asta e fața. Spatele este nici prea decupat, nici foarte, foarte, foarte nice, simplu. Arată super bine pe mine. Îmi place super mult. Dar cireașa de pe tort este acest top care, sper că puteți vedea, este atât de bright, care are această chestie ca un fel de volănaș și îl pui așa pe tine. Și pentru fetele ca mine, cu un bust nu prea mare, chestia asta face minuni. Pentru că îți dă foarte mult volum în partea de sus, ceea ce eu apreciez întotdeauna. Și parcă se vede așa super bine pe pielea bronzată. Cred că sunt un pic cam palidă. Trebuie să lucrez la bronzul meu. Poate weekendul viitor mergem la plajă, de ce nu? Ok, asta a fost primul. Nu mai mi-amintesc prețurile, pentru că pe astea le-am comandat de cel puțin o lună de zile. Însă, promis să vi le las undeva aici site-ul de la Shein, să vedeți cum se numesc, dacă vreți să vi le cumpărați și voi,
dați seama, super faine. Și vreau să vă spun, eu mi-am mai cumpărat costume de baie de la Shein și calitatea lor pentru mi se pare super bună. De la ce am pornit eu? Pentru că am stat să mă gândesc dacă să mai cumpăr lucruri de pe Shein sau să nu-mi cumpăr. Anumite fete mi-au spus că să am grijă că produsele lor sunt toxice și cred că, adică, nu știu adevărul suprem, dar cred chestia asta, adică, da, nu ar fi exclus să fie toxice. Însă, îmi căutam un costum de baie și am intrat pe Amazon să-mi cumpăr un costum de baie, l-am văzut acolo și până să mi-l comandea pe Amazon, am zis, hai să mă uit totuși pe Shein să văd ce și cum, pentru că chiar mi-a plăcut calitatea costumelor lor de baie. Și încolo ce să vedeți, am găsit același costum de baie care costa vreo 35 de dolari pe Amazon, l-am găsit pe Shein, același costum de baie la 5 dolari. Adică am salvat 30 de dolari și până la urmă mi-am dat seama că dacă îți cumpăr de pe Amazon, de fapt ei tot de la chinezi le cumpără și atunci nu chestia asta cu toxicitatea, indiferent de unde cumpăr, tot or să fie toxice, doar că știi sau nu știi. Și de asta m-am briscat și de fapt nu m-am briscat la modul că știam că or să fie calitatea e super și nu, sunt costume de baie. Până la urmă. Acum o știu că anumite persoane o să comentați și vă rog să deschisă la dezbate. În general îmi cumpăr produse de o calitate foarte bună, dar când vine vorba de costume de baie, chiar îmi plac costumele de baie de la Shein. Chiar îmi plac ce să fac. Și acesta este costumul de baie pe care l-am văzut pe Amazon la 35 de dolari și l-am cumpărat de pe Shein cu, nu știu, 5, 6, 7 dolari, am spus, nu știu prețurile exact. O să încerc să vi le las pentru voi. Acesta este slipul. Slipul de data aceasta este are mult mai mult material. Aici avem spatele, are acest print absolut delicios. Culorile astea sună așa, nu știu, a Cuba, a Brazil, nu știu, America de Sud, oricum, foarte colorat, foarte nice. Și topul este acest bandeau, așa, care vine ceva de genul acesta. Asta este foarte bun atunci când vrei să stai la plajă foarte mult și nu vrei acele linii de la bretea. Așa că ceva de genul acesta este numai bine venit. Bum, bum, bum. Să trecem la următorul costum de baie. Mi-au plăcut foarte mult culorile de aici. Mi se pare așa, strigă avară, au vară așa toridă. Și ăsta este un costum de baie pentru atunci când mănânci mult sau poate vrei să ai un costum de baie din două piese, dar totuși nu te simți foarte confortabil dacă ai ceva foarte minimalist pe tine și atunci îți trebuie ceva cu mult mai mult material. Ei bine, ăsta este costumul de baie pentru tine sau și pentru mine. Asta este topul. După cum vedeți, avem foarte mult material. Vine așa un pic și pe abdomen. Partea asta de aici vine pe abdomen sau te îmbracă mult mai mult și cred că îți oferă și o susținere mai mare. Avem aceste bretele care sunt destul de groase, ceea ce iar conferă susținere dacă ai nevoie. Da? Asta este topul. Și aici avem partea de slip. Slipul este cu talie înaltă, dar după cum vedeți, chiar dacă este cu talie înaltă, mi se pare că are o tăietură aici foarte, nu știu, flattering. L-am pus pe mine, vine super fine, dar totuși cu talie înaltă, cam până aici mi-ar veni mie și ăsta îmi vine până aici, deci îți mai rămâne foarte puțină piele și îți rămâne exact partea asta de sus a abdomenului, care în majoritatea cazurilor, cam la toată lumea, partea asta de sus arată super bine. Deci de partea asta de jos suntem noi mai conștienți, dar partea asta, dacă observați, întotdeauna arată bine pe, cred că 90% din femei. Așa că ăsta este un costum de baie, dacă vreți totuși două piese, dar vreți să fie un pic mai acoperit. Acum, poate unul din costumele mele preferate și n-am avut ceva de genul ăsta niciodată și când l-am văzut am zis, oh my god, trebuie să fie al meu, este acesta, pe lângă faptul culoarea gorgeous, este, stați că o să pun asta aici, pentru că trebuie să vă exemplific. Uitați cât de fain este acest costum de baie, care vine cu aceste volănașe în partea de sus și este ca un fel de crop top.
Deci, după cum vedeți, vine și vă acoperă un pic și din abdomen. Este destul de, adică vă acoperă destul de bine pentru un costum de baie și îți dă așa un pic și de volum aici în partea de sus. Asta este fața, spatele vine ceva de genul acesta. Se ajustează, după cum vedeți, puteți să-l lăsați mai larg sau să-l închideți de tot, depinde de spatele vostru, dar mi-a plăcut extraordinar de mult. Asta cred că pot să-l port și cu o pereche de pantaloni scurți, albi, de exemplu, cu talie înaltă și aș putea să-l fac ca un fel de top de vară. Să-l port la o, nu știu, la un restaurant pe marginea oceanului. Da. Sănătate! Da, super, îmi place super, super mult. Nu l-am purtat până acum, dar hello, piscină, vin. Și ăștia sunt ăsta este bottom-ul. După cum vedeți, nici măcar nu le-am dat jos chestiile astea. Nu. Sunt cu talie super înaltă. Dar, după cum vedeți, are mult material aici, dar aici nu prea. Foarte, foarte, foarte fain vine. Toate îmi plac, îmi plac mai mult mie. Și acum, haideți să vă arăt și ultimul costum de baie. Este un costum de baie cu totul. Dacă sunteți genul de persoană care poartă decât o piesă de plajă, atunci ăsta este costumul de baie pentru voi. Și ăsta, după părerea mea, ascunde și micile imperfecțiuni pe care le avem în partea asta de jos a abdomenului. Hai să vă arăt. Tara, acesta este costumul de baie din cauză. Trebuie, e o culoare atât de electrică încât trebuie să-l țin un pic mai departe. Eu am și o lumină cu care filmez și culoarea este atât de puternică încât reflectă la voi lumina, deci nu se mai vede nimic. Vă dor ochii! Dar asta vă spuneam un pic mai devreme, vedeți chestia asta pe mijloc pe care o are aici. Și plus că materialul este adunat, astfel încât să nu se mai vadă micile imperfecțiuni de zona asta de jos a abdomenului. Și ceea ce îmi place mie super mult, nu are burete, absolut deloc, dar este acest material mai tare care își păstrează forma. Ceea ce pentru fetele cu un bust normal spre mic, cred că ăsta este foarte flattering, așa, cred că arată super bine și arată, nu știu, arată super, ăsta arată așa de lux, un costum de baie de lux, mi se pare. Deci e super, super tare. Da, mă uit așa împrejur, sper că nu am uitat nimic, să vă arăt nimic. Știu că am mai făcut video-uri cu alte haul-uri, știu că v-a plăcut foarte mult, așa că și ăsta sper că a fost pe placul vostru. Dacă v-a plăcut, dați un thumbs up. Eu acum vă las, este 4th of July și mai un pic și este timpul să plecăm de acasă, așa că noi ne vedem în videoul următor. V-am pupat! Pa, pa!